cișmele de 1 milion de lei pentru bucureșteni. Primăria Capitalei dorește să realizeze o rețea metropolitană de 50 de cișmele publice. Acestea vor fi amplasate în locurile cele mai circulate de pietoni, precum Gara de Nord, zona centrală, aeroportul Băneasa, dar și în apropierea spitalelor. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București. Ideea amplasării de cișmele a aparținut unui bucureștean în cadrul proiectului Propuneri pentru București, desfășurat anul trecut de municipalitate. Cele 50 de cișmele vor fi amplasate lângă stațiile RATB, biserici și alte locuri în care se desfășoară evenimente publice. Pe timpul iernii, cișmelele ar urma să fie demontate de pe soclu și depozitate de apa nova, care va asigura și golirea tuturor racordurilor pentru a nu îngheța. Costul total al proiectului este estimat la 1,07 milioane de lei cu TVA, oferiți din bugetul Capitalei. În București, oraș cu aproximativ 2 milioane de locuitori, există 50 de cișmele cu apă potabilă și alte câteva zeci de fântâni de mare adâncime, de unde oamenii se pot aproviziona gratuit. Spre comparație, în Roma sunt peste 2500 de cișmele la aproape 3 milioane de locuitori.